Pilula anticoncepțională și toate formele hormonale de control al nașterii au efecte secundare periculoase pentru femei. Lista de metode hormonale de control al nașterii include pilula, implanturile precum Norplant și Jadel, injectabile precum Depo-Provera și Lunel, dispozitivele extrauterine, plasturi și inele. Toate acestea conțin fie unul, fie o combinație de progestative artificiale și estrogen artificial. Mulți trec cu vederea efectele secundare grave ale contracepției hormonale care sunt raportate în literatura de specialitate. Metodele hormonale de control al nașterii, cum ar fi pilulele, sunt enumerate ca agenți cancerigen, cauzator de cancer, chiar de către producătorii lor. Broșurile cu informații pentru pacienți pentru metodele hormonale de control al nașterii enumeră o gamă largă de efecte secundare, inclusiv infarct miocardic, cancer, anafilaxie, orbire totală sau parțială bruscă, embolii pulmonare, avort precoce, hipertensiune arterială, amețel și leșin, disconfort abdominal, probleme ale vezicii biliare, inflamație a pancreasului, greasă și vărsături, probleme de dereglare hormonală pe termen lung, sarcini extrauterine, sensibilitate la insulină, migrene sau dureri de cap severe, depresie și modificări ale dispoziției, dureri și umflături ale sânilor, accident vascular cerebral, pierderea libidoului, oboseală și creștere semnificativă în greutate. Una dintre cele mai grave efecte negative ale pilulei și ale altor metode hormonale de control al nașterii este riscul crescut de tromboze venoase profunde sau cheaguri de sânge care pot fi letale. De asemenea, pilula crește riscul de cancer de sân. În ceea ce privește contraceptivele hormonale, Institutul de Prevenire a Cancerului de Sân afirmă că adolescenții sunt vulnerabili în mod special la riscul de cancer, deoarece sânii lor sunt în creștere. Deși pilula scade riscul de cancer ovarian și endometrial, institutul mai spune că, după un studiu făcut de Societatea Americană de Cancer dintr-o selecție aleatorie de 100 de femei cu cancer, 31 au cancer de sân, 6 au cancer de endometru și doar 3 au cancer ovarian. Deci nu este un compromis bun în ceea ce privește riscul. De asemenea, pilula poate determina femeile să înceapă o relație cu bărbați nepotriviți. Un studiu a arătat că femeile, înainte de a lua pilula, miroseau tricouri purtate de bărbați și ele erau atrase de bărbați diferiți genetic. După ce au luat pilula, femeile au fost atrase de bărbați asemănători din punct de vedere genetic. În mod clar, pilula și toate anticoncepționalele hormonale afectează negativ femeile fizic și psihologic. Oare acestea conferă mai multă putere femeilor? Fără efectele secundare ale pilulei, aceste femei ar fi fost mai fericite și mai sănătoase. Mulțumim pentru vizionare. Vă rugăm să apreciați, să vă abonați și să activați notificările pentru a rămâne conectați la conversație.